asta sport. Zi de zi e ziua mea, merită să-mi torc. Zi de zi produc bani, nu am timp de nani. Ce faci? Cum e stilul tău în seara asta? Ești marfă? Am încercat să mă adaptez la ce mi-a spus Codin azi dimineață când ne-am văzut la sală. M-a întrebat, eram la sală împreună și mi-a zis, vii diseară, da? Da. Să te îmbraci pe temă, pe... Și eram, opa, nu prea e bine că majoritatea hainelor mele sunt negre, sunt mai așa. M-am chinuit un pic, dar mi-a lăsat unchiul meu, Alex Velea, o cămașă cadou și s-a potrivit perfect. Te dor de Alex Velea? Da, rău. Abia aștept să vină să lucrăm la piese, să ne povestească tot. Abia aștept. Cum e perioada asta fără el? Cum vă descurcați? Ne descurcăm, că ne-a lăsat și ne-a învățat să fim băieți mari și să ne descurcăm și singuri, dar ne lipsește la studio, ne lipsește în viața personală, dar îl susținem cu totul acolo. Trebuie să vină cu trofeul, cu... Neapărat, și el și Mario. Ia zi-mi, dacă pleci în Miami, ce iei cu tine? Nimic, mă întorc cu altceva, schimb. Zi-mi, cu ce te întorci din Miami, dacă nu, de plecat nu pleci cu nimic? Ce mă întorc din Miami? Cu 3-4 hituri, pentru că o să-mi iau vibe-ul ăla de Miami, fac 3 piese și mă întorc aici cu hiturile. Da, frumos, plajă, bam-bam, ținut. Sunt mai mult genul care e mai de iarnă, dar cred că m-aș distra și în Miami. Îți place mai mult iarna? Da, păi sunt din Brașov, m-am obișnuit cu vremea de acolo. Ce faci iarna asta? Poftim? Iarna asta ce faci? Mergi la acasă, în vacanță? O să merg foarte mult la concerte și după aia probabil de Crăciun cu familia. Ce-ți face cățelul? Că avem un cățel. Cățelul este acum la prietenul meu Băcilă, pentru că a fost o perioadă mai aglomerată cu concerte și el, când l-am luat pe Dior, eram cu el, s-a obișnuit cu amândoi, așa că are doi prieteni mai mari care să stea.